Prezent în emisiunea Între Da și Nu la TV Giurgiu, Dumitru Beanu a confirmat că organizația municipală a PNL are o evoluție foarte bună, menționând totodată că îl susține în demersurile sale pe deputatul Florian Nicolae, președintele organizației. Eu sunt un susținător al domnului Nicolae de când nu era în PNL și toată activitatea pe care o derulează de la venire și de la ocuparea acestei funcții este conform așteptărilor. Că există o activitate susținută și că sunt giurgiuveni care vin să scrie brele, asta este adevărat și cumva e de așteptat. Sunt mulți oameni care s-au dezamăgit fiind de administrația locală care se produce în acest mandat sau care își leagă speranțele de PNL, nu în ultimul rând de notorietatea și cota de încredere pe care au liderii organizației municipale și județene, sunt argumente pentru care nu văd de ce ar fi de contestat această preocupare și această realizare a creșterii numărului de membri. Dumitru Beanu a mai anunțat că la nivelul organizației județene intenționează să aplice mai multe măsuri pentru ca activitatea acesteia să fie mai dinamică. Liderul PNL Giurgiu spune că trebuie ca liberalii să fie pregătiți cât mai curând pentru campania electorală de la alegerile locale din 2016.